Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. El îmi zice păpuș. Păpuș, Doamne ferește, mie mă închide, tu ce faci? Tamara Scutaru din Obreja Veche se plânge că iubitul ei, Alexandru, va ajunge după gratii pentru ceea ce nu ar fi săvârșit. Bărbatul este acuzat că ar fi bătut cu sălbăticie o femeie de 69 de ani. El nu-i deșeală ca să... Nu-i bine a crede și nici nu cred. Chiar dacă Tamara își cunoaște iubitul de doar 4 luni, ea este convinsă că Alexandru nu putea să facă niciun rău nimănui. Ca să-l apăr, să-l susțin, să scăpe, că eu i-am zis că n-ai pentru ce faci tu așa pușcăria pe degeaba. Mă pun munte și punte contra la tot asta, ea nu vreau să-l scăp. Mai mult, femeia crede că adevăratul vinovat ar fi feciorul victimei, iar iubitului ei i-a întins o cursă. Eu cred că Victorul a bătut-o mama lui. Eu am marturi care el m-a cătat pe mine la o oară cu tare, cu jumătate de oră înainte de a o bate pe mama mea. În timp ce Victor și Alexandru se acuză reciproc, procurorii cer pentru unul dintre ei 3 ani de închisoare. Pentru faptul că venuit a cauzat leziuni corporale medii perțevătămate și pentru violarea domiciliu. Ce putea să-l provoace pe Alexandru la o faptă atât de rușinoasă? Cum își amintesc martorii și victima ziua incidentului? Noi i-am propus la Alexandru un test la detectorul de minciuni. Deși a ezitat la început, el l-a acceptat într-un final. Ce va arăta poligraful? Aflați în această seară. Tamara Scutaru zice că nu-și imaginează viața fără iubitul ei, Alexandru. Asta chiar dacă sunt împreună de doar câteva luni. Tamara a venit în această seară la noi să-i declare tot sprijinul lui Alexandru. Ea este gata să lupte din răzputeri doar ca iubitului ei să-i se facă dreptate. Să întâmpinăm. Tamara, te rog să ne spui cum ai aflat că, uite, Alexandru este certat cu legea, să zicem așa. Eu, când am venit în Obreja, din lume am aflat că și-a făcut, dar nu-mi vine, cred că el a făcut așa ceva, că eu, în timp de 4 luni de zile, când cu dânsul trăiesc, adică probleme... oamenii îți șopteau așa când nu, te vedeau? Nu, îmi șopteau, vorbeau așa, din pensat. Că, așa? Da, nu, eu nu sunt crezută că el... a făcut aia asta problemă. Dar pe el l-ai întrebat? L-am întrebat și el se jură că nu a fost și nu a făcut așa ceva. Și tu îl crezi? Îl cred. Dar ți-a spus de ce anume el este acuzat? Mi-a spus că să are cu dânsul probleme, că a fost și a bătut femeia aceea. Dar el spune că nu a fost și el nu-i de vină. Și ție nu-ți vine a crede că el putea ridica... Eu cred că el nu-i de vină, dar... Nu-ți vine a crede că el putea ridica mâna la o femeie în vârstă? Da, nu-mi vine a crede că el să ridice mâna la o femeie în vârstă de 70 ceva de ani, nu știu cât are e. Că n-am văzut-o în... Și nu cred, nu-mi vine a crede. Hai să vedem cine-i povestit mai devreme despre, uite, convingerea asta a ta că el este nevinovat. Atenție la ecran. El nu-i vinovat și el n-are pentru ce faci pușcării. E liniștit, n-am probleme, nu... Vă da prost. Ea cam 4 luni de zile de când trăiesc cu dânsul, eu mă uit că el nu-i deșeală ca să facă așa ceva. Nici nu-mi vine a crede. Dar eu cunosc omul care e om. Că el îmi zice păpuș. Păpuș, Doamne ferește, mie mă închide, tu ce faci? Zic, ce pot să fac? Să stau să te aștept? Da, 3 ani de zile n-am să reușesc. Nici jale că e tânăr. Mă pun munte și punte contra la tot asta, ea nu vreau să-l scăp. Așa îmi place fraza asta, mă fac munte și punte da. Pentru el, frumos. Dar totodată zici că nu ești gata să-l aștepți 3 ani. Da, pur și simplu, cum să zic, e lung, dar am să aștept, n-am ce faci. Păi o să-l aștept sau nu o să-l aștept? O să aștept. Dar nu, eu cred că el n-ar să facă, n-ar să-l judici, că n-ar pentru ce. Ce i-ai spus lui? Uite, că nu, mai devreme ne-ai zis că nu e prea lungă perioada, nu eu, cred. Eu i-am spus că, Doamne ferește, dacă Doamne ferește, al închide, fac jumate de pușcărie eu și jumate el. Nu e posibil, din păcate, Tamara. Deși e de admirat pe asta.
Dar Tamara poate propunea, amândoi împreună faceți un an jumate să stați acolo împreună. Asta era mai ușor pentru tine, nu? Dar, bine, pe de o parte e amuzant, pe de altă parte e un sentiment care eu te cred. Eu știu. Uite, Tamara, ce te-a atras băiatul ăsta așa de tare? Că ești atât de sigură și pui mâna în foc? Că el nu poate să facă așa ceva. De unde ai tu toată încrederea asta? Așa sunt. Eu, că eu prima dată când ne-am întâlnit și ne-am văzut, l-am cunoscut că el nu e om de ăsta care să... Din prima dată, când ai cunoscut? Din prima dată, din prima vedere. Dar nu ți se pare că poate greșești cumva undeva? Nu. Dacă lăsăm un pic sentimentul la o parte, cum l-ai descrie ca personalitate? Liniștit, e om normal, nu servește, nu se sfădește, nu are probleme absolut cu nică. Deci îl vezi ca o persoană integră, da? Da. În această seară vorbim despre Alexandru Chistol din Obreja Veche, care poate să facă 3 ani de pușcărie pentru că ar fi bătut-o pe mama prietenului său, o femeie în vârstă. Până acum am auzit-o pe iubita lui Alexandru, care este convinsă că el este nevinovat. Și Alexandru se jură de același lucru. Noi i-am propus să treacă testul la detectorul de minciuni, iar în scurt timp vă spunem rezultatele acestui test. Iar acum o invit în platou pe Raisa Chistol. Nici ea nu crede că fiul ei ar putea să ridice mâna la o femeie în vârstă. Totodată Raisa afirmă că a fost amenințată cu moartea de către feciorul victimei. Mai multe vom afla imediat. Raisa, vă așteptăm! Vreau să vă întreb, le-ați spus colegilor mei că ați fost amenințată cu moartea de către Victor, fiul femeii bătute? Da. Cum s-a întâmplat? După ce a bătut-o pe mama lui, undeva pe la 15-16 octombrie, pe dânsa a bătut-o pe 9, dar pe la 15-16 octombrie a venit un polițist la noi și a întrebat dacă Sasha Chistol trăiește unde trăim noi și Sasha a ieșit. Dar el spune, mergi la mașină și ai să te scălești. Cât ai făcut, tot tine te-o cunoscut, că tu ai bătut-o pe mocanul Ana. Dar el spune, Doamne ferește, zici că eu nici nu știu unde trăiești femeie și ei nu s-o mai bat. Dar și am eu cu dânsa pentru și. Dar el zici că dacă nu vrei să te scălești amul la mașină, apoi să mergi la Fălești. Oare să șezi la pușcărie, oare să-ți dai să lucrezi ca când. Și s-o dus. Peste vreo 2 zile a venit Victor Mocanu la noi. Și Sasha tot a ieșit la poartă și Victor spune, Sasha, dacă tu ai bătut-o pe mama mea, tăma noi și bărbatul meu și la mine eu mai țin un nepoțel, clasa 5-a. Spune, zici că dacă tu ai bătut-o pe mama mea, ia că eu vin și îi ușit pe tăți. Dar Sasha zici că eu n-am făcut așa ceva. Zici că eu te-am iertat pe tine, dar cu mama ta așa am eu. Și cum să mă aduc eu la dânsa să o bat pentru și... Și el a luat și s-a dus. Deci v-a amenințat nu pe dumneavoastră în mod special, dar toată familia voastră? Da, pe toți. Așa, și chiar îl credeți de așa ceva, că ar fi... Nu mă gândesc, dar eu știu amuia și cât se întâmplă. Nu pot să zic că nici nu cred, dar nici nu pot să nu cred. Cam o lume e ră. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce sunteți atât de sigur că Alexandru nu ar fi... făcut această faptă? Eu mai am 3 fete. Una din 81 și una, 2 de gemene din 82. Și el e la urmă, trăiește cu noi. Eu n-am probleme cu dânsul. Ne ajut, ținem acolo și noi și putem cât de puțin. Dar ne ajut în gospodărie, dacă îi trebuie undeva să duc, să duc și la lucru. Dar așa și rău să bat cu cineva, el niciodată nu s-a bătut. La dumneavoastră a ridicat vreodată mână? Nu. Dar în viziunea dumneavoastră, Alexandru ar fi avut motive să ridice mâna la această femeie? Și nu pur și simplu să ridice mâna, dar să o bată crunt? Nu cred și nu să facă el așa ceva. Cu Victor parcă tot nu a avut nică așa rău că să certe, să bată, dar la Mocanul Ana pentru și să ducă. Dar cu Victor ei se cunoșteau bine. Alexandru, da. Cu Victor. Da, de la niște lițieri. Sunt prieteni. Da, el are pământ și ne-a vândut nouă vreo 2 ani lițierii. Ei puteau să aibă un conflict între ei? Da, nu
nu știu, cu mașina aceea numai când s-a întâmplat avaria atunci. Ce fel de avarie? Pe 2 august 2019, Sasha, fișorul meu, a ieșit în centru să iei țigări. Și s-a întâlnit cu dânsul, el era cu mașina, că a trăit cu o femeie de la noi, din sat. Și se ducea acasă la Obreja Nouă. Și s-a oprit cu mașina și fișorul meu zice, Victor, tu mai ai lițeri? Dar el spune, da, Sasha, mai am. Zici, hai și-a să vezi, cât și-a să ne împăcăm și-ai să vii și-ai să iei. Și s-a dus în un băiețel de la noi din sat, Vasile Mocanu. Și s-a dus la Obreja Nouă, acolo nu mai ajuns la lițeri. A început abie și-a băut și când înapoi de-am Victor să-i aducă, era bat. Și acolo la noi, la punct, a mai ieșit un bărbat în vârstă să-l iei până în deal la barc, să duc acasă de la punct. Și nu mai dovedit că a mers până la un pod și Victor a luat viteză mare și a dat într-o mașină mare. Nu mare, un jeep de asta, bună mașină. Au suferit? Lui Sasha, capul ei și ea l-a pălit, dar omul și-a la cutișorul l-a calișit. Deci Victor, de fapt, a accidentat? Era după rulii, da. Dar el l-a suferit? Victor așa ulea, că nu s-a pălit nică. Păi și bine, s-ar părea că Alexandru ar fi trebuit să fie supărat pe Victor, nu invers? Nu știu, deși așa. Deci, credeți că, uitați-vă, Alexandru putea să fie supărat pe Victor și din cauza asta putea să se agraveze conflictul între ei și să sufere mama lui Victor? Nu. După asta, Victor îi suna lui Sasha și îi spune, vin la Obreja Nouă, vin la mine și iartă-mă. L-a chemat odată și s-a dus. L-a mai chemat și a doua oară și s-a dus. Și a doua oară când s-a dus, de-am s-a dus la Fălești și l-a iertat. Și după aceea l-a iertat, nu știu, pe cât timp, de-am s-a început, că a zis că a bătut pe mama lui. Dar mașina aceea trebuie plătită. Acolo, eu știu, eu nu pot mașina să mașina ca mașina a avut de suferit Alexandru. Și nu i-a cerut niciun fel de despăgubiri lui Victor, pentru că, uite, l-a accidentat. Când s-a dus și l-a iertat, a dat 100 de lei de drum ca când. Deci l-a iertat, chiar l-a iertat. Nu i-a cerut nimic. Da, dar a fost la miliție și... Cât umblat la pasament, la Fălești, cât în sat, tot cheltuielile noastre, dar și pentru și trebuie să duc, să o bat pe femeie și ei. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Alexandru Chistol din Obreja Veche. Bărbatul este acuzat că ar fi bătut o femeie de 69 de ani. Mai devreme și iubita și mama lui Alexandru ne-au spus că el nu putea să agreseze o femeie. În această seară vom auzi și mărturia victimei despre ziua incidentului. Dar nu înainte de a-l asculta pe cel învinuit de această faptă. Alexandru Chistol a venit astăzi în studioul nostru. Să-l susținem! Bună seara! Bună seara, Alexandru! Bună seara! Spune-mi, te rog, în primul rând, cum ai aflat că ești bănuit, uite, de o faptă atât de rușinoasă după mine? Să bați o femeie în vârstă? A venit ficiorul la femeia asta care spune... Victor, prietenul tău. Da, cu lui Victor, mama lui Victor. Cu un polițist. La mine și mi-a spus că ia că mama mea a fost bătut și asta numai tu ai făcut. Și cu niște vorbe vulgare, cu ăla m-a amenințat... Și polițistul nu să mai scălesc numai decât că tot e făcut la Fălești, eu numai să mai scălesc la noi, la raion. Așa. Pentru că o bătut-o pe mama lui și ca când eu. Dar până atunci tu până habar atunci, nu aveam. Deloc, deloc. Dar uite, cum s-a ajuns ca poliția să te suspecteze anume pe tine de această faptă? Nu știu. Asta prima dată Victor a venit și ne-a spus și pe urmă m-a chemat pe mine și pe doamna la poliție. Așa. Și s-au început audierile și de la audieri odată la judecat. Și acum tot iar suntem în judecată, 12 judecate avem. Dar femeia ce a mărturisit împotriva ta, știi? Ea a spus că i-a arătat fișorul ei pe internet. O fotografie de mea, care eu cu ochelari acolo, cu îmbrăcat în sfiter cu glugă și eu arătat-o și eu zic că ea este
Și eu zic că e este, dar e precis nu mă știi, că eu pe dânsa până la audieri, la poliție, eu femeie și nici n-am văzut-o în viață și nici n-am știut unde trăiești. Despre această poză este vorba? Da. Tu de unde știi despre da, asta? Mi-a arătat-o de asta, curtca asta, cu 13 ani în urmă eu m-am îmbrăcat aici la o soră de mie, nici nu trăiește aici. Deci tu vrei să spui că acum tu nu o mai porți? Nu, și ochelari nici nu s-a ieșit. Câți ani aveai aici? 27. Și acum ai 34? Da. Deci cu 7 ani în urmă a fost făcută poza asta. Dar zi-mi, te rog, în afară de această fotografie, oamenii legii mai au dovezi împotriva ta? Nu. Ce știi? Nu știu, așa dovezi n-au. Că... Deci o poză, atât. O poză, numai atât. Așa crezi tu? Da, da, o mai, când au venit oamenii legii la mine, m-au îmbrăcat în haina și cu glugă. A, înseamnă că tu o ai încă, haina asta. Nu, ei mi-au luat-o la poliție, ochelare și haina aceea. Și m-au scos fotografii și ne-au luat hainele la poliție. Și apoi a venit și a umblat în casă, cum? A venit și a găsit curtca asta. Și mai mult nu a găsit nici. Și le-a luat la expertiză, cum se spune. Deci scurta totuși există. Da. Teoretic vorbind, tu puteai să te îmbraci în scurta... La dânsul este, la poliție. Bun, ea era la tine acasă, după care i-au luat-o. Deci teoretic vorbind, tu puteai să îmbraci scurta aceea și te duci să bați femeie. Nici n-am avut de gând, nici n-am fost eu. În momentul... Uite, în curând noi vom auzi pe procurori ce dovezi mai au împotriva ta, în afară de această scurtă, dacă le au. Dar până atunci vreau să te întreb, din ce îți câștigi tu acum existența? Pentru că știam că plecai peste hotare ca să faci bani, da? Și din banii ce-i trăiai. Da, nu pot să mă duc nicăieri, că ei mă cheamă la judecată. Eu am un an și ea ca două luni de când am la judecat. Și nu poți ieși din și țară? Nu pot ieși din țară nicăieri. Ai interdicție aplicată. Da. Colegii mei au fost la voi acasă. Hai să vedem cum vă descurcați. Atenție! Până a fi acuzat de bătaie, Alexandru era mai mult plecat peste hotare la muncă. De un an însă este nevoit să rămână în țară. Stă în casa părinților săi împreună cu iubita lui Tamara. Eu lucrez la stroică. Îmi place să lucrez, eu fără lucru nu pot. Eu am avut 12 judecăți. Eu un an de zile am stat acasă, eu m-am dus prin țări, eu șer și eu achitat. Acum Alexandru muncește pe unde apucă, iar banii pe care îi face abia de-i ajung pentru mâncare. Părinții primesc pensie și eu șed acasă și stau pe spatele la părinții mei. Bărbatul zice că nu se teme de muncă și că abia așteaptă să scape de toate problemele ca să înceapă o viață nouă. Ia ca vaca, calul, aici, ia ca mistreță. Măsterul să am gospodărie, ia ca mistreță, am păsări. Alexandru, eu am aflat că Victor ți era prieten. Da. Chiar prieten? Prieten. Zi-mi, rog, cum a ajuns un prieten să te învinuiască de așa ceva? Noi am avut un accident cu dânsul. Așa, mama ta a povestit în linie generală. Și... El s-a și gândit că eu am vrut să fac un rău, dar eu am fost pe dânsul și l-am iertat. Eu de la poliție n-am avut treabă, m-am dus cu dânsul și eu l-am iertat. L-a iertat pur și simplu de bună inimă sau ți-a dat niște bani pentru asta? Nu, noi de prietenic, noi eram foarte buni prieteni atunci. Dar nu ți-a promis nimic? Nu. Bani nu mi-a promis. Nu, bani, în genere, poate, în relație de prietenie. Hai tu, Sasha, ajută-mă aici, că eu nu-s vinovat cu nimic. Eu îți fac nu știu ce. O promisiune ți-a făcut sau nu? Nu, mi-a spus că să-l ajut să-l iert. Că eu am fost cel mai tare accidentat la cap. Capul mi-a crăpat tare. Dar tu n-ai fi vrut ca el să-ți achite niște despăgubiri, dacă tot ai suferit? Nu. Noi, dacă eram prieteni, eu nici nu m-am gândit la asta. Deci te-ai dus, ți-ai plătit tratamentul singur, din buzunarul tău, fără ca să-i ceri ceva. Da. Dar după asta, cum a evoluat relația ta cu el, Sasha? Foarte bună relația, mă. Erați relații buni? Da. Și într-o zi, în relația asta bună, te-ai trezit că a venit, te-a reclamat? A venit el și cu polițistul. Bine, și tu... Ce l-ai spus? Ai spus, Victor, tu ești nebun, ești nu bun, ești normal, ești anormal, noi suntem prieteni. Tu ce ai spus atunci? Eu i-am spus, pentru ce vorbești tu asta? Și am eu cu mama ta, dacă eu cu mama ta nici nu știu. Eu nici n-am văzut-o, nici nu știu unde trăiește ea. Și el s-a suit cu polițistul și ala și a zis, dacă nu vrei să te iscălești, să mergi la Folești. Ar să vii poliția după tine.
Așa, brusc? Deci așa. prieten și după asta vine, pac, și te acuză de ceva? Da. Sau poate totuși a fost ceva? S-a răcit relația voastră după accident? Nu. V-ați certat? Tu i-ai spus un cuvânt strâmb, el ți-a răspuns tot așa? Nu ne-a certat absolut deloc cu dânsul. Noi n-am avut relații reale până atunci, până a venit el la mine acasă, polițist și altul. Bine, până a venit acasă la tine, ultima dată când l-ai văzut ca prieten? După și-o venit cu două luni înainte, poate. Două luni înainte voi ați fost în relație bună, v-ați întâlnit și cam două luni nu v-ați văzut și după a venit... Brusc a venit. Dar în momentul când au bătut, așa cum spui tu, că a bătut-o altcineva pe mama lui, tu unde erai? Anume în momentul, în seara aceea când a fost bătută mama lui. Atunci în seara și eu nu țin minte. Că eram acasă, că eram la Nisporin la lucru. Că asta a fost cu un an în urmă. Și eu nu țin minte dacă eram acasă sau nu. Nu m-am uitat chiar în ziua concret unde eram. Nu, așa nu ai spus minte. Și la poliție? Da. Că nu știi unde. Nu țin minte, nu știu unde eram. Am înțeles. Deci nu ții minte și asta ai spus și la poliție. Da. Știu că tu ești convins că chiar Victor ar fi bătut-o pe mama lui, iar după asta te-a acuzat pe tine. De unde m-ai luat asta? Vorbește lumea în sat. Oare de ce? Ce motive ar avea Victor să o bată pe mama? El nu era în relație bune cu ea? Nu știu. Lumea așa vorbește că mama, Victor a făcut-o, bătut-o pe mama lui. Și din ce motiv ar fi bătut-o nu pe știu. Mama? Da. Victor ar avea careva datorii față de alte persoane, dacă cunoști tu ca fiind prieten sau nu are datorii? Are. Față de cine ar avea el datorii? Față din accidentul și al atunci când s-a petrecut. Da, și despre ce sumă e vorba, dacă cunoști? Nu, atunci ei șereau cu 4.000 de euro și să-i facă mașină. Uh-huh. Și el avea, putea să facă rost de acești bani? Nu știu. Alexandru, tu totuși ai fost prieten cu Victor. Cât de cât îl cunoști pe Victor? Zici că tu ai fi crezut că Victor a bătut-o pe propria lui mamă. Este greu să crezi așa ceva despre un prieten de-al tău. Ce motive ar fi avut el să o bată pe mama lui? Nu știu, el se meșenstie, neînțelegeri, acum poate avea ei. Care ar fi motivul ca Victor să te acuze anume pe tine? Că vroie bani de la mine. Ca împrumut sau ca repararea unui prejudiciu? În calitate de ce solicita banii de la tine? Cu ce titlu? El îi spunea lui mama lui că se are 50.000 de la mine și să mă ierte. Pentru ce? Pentru că am bătut-o eu. Cum crezi? Care ar fi fost motivul bătăiei, Victor? Tu niciodată, ascult-mă, te rog, în mine, eu nu vreau să simți grăiești, tu niciodată nu erai creat. Alexandru Chistol a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a-și dovedi nevinovăția. Ați planificat maltratarea Anei Mocanu? Scutaru din Obreja Veche se plânge că iubitul ei, Alexandru, va ajunge după gratii pentru ceea ce nu ar fi săvârșit. Bărbatul este acuzat că ar fi bătut cu sălbăticie o femeie de 69 de ani. Cu Victor parcă tot nu a avut nică așa rău că să certe, să bată, dar la Mocanu Ana pentru și să ducă. Dar cu Victor ei se cunoșteau bine. Ei puteau să aibă un conflict. Cu mașina aceea, numai când s-a întâmplat avaria atunci, a început a bie și a băut și când înapoi de-un Victor să-i aducă, era bat, Victor a luat viteză mare și a dat într-o mașină mare. Nu mare, un jeep de asta, bună mașină. După asta, Victor îi suna lui Sasha și îi spune, vin la Obreja Nouă, vin la mine și iartă-mă. Și după aceea, după aceea l-a iertat, nu știu, știi cât timp, de-am s-a început, că a zis că a bătut pe mama lui. Ea a spus că i-a arătat fiorul ei pe internet. O fotografie de mea, care eu cu ochelare, cu îmbrăcat în sfiter cu glugă. Și eu a arătat-o și a zis că ea este. Și eu a zis că ea este, dar e precis nu mă știe. Că eu pe dânsa până la audieri, la poliție, eu femeia și nici n-am văzut-o în viață. Și nici n-am știut unde trăiești. Care ar fi motivul ca Victor să te acuze anume pe tine? Că vroie bani de la mine.
Până acum l-am ascultat pe Alexandru Chistăul, care este acuzat că ar fi bătut crunt o femeie de 69 de ani. Alexandru spune că este acuzat pe nedrept, iar adevăratul vinovat este chiar fiul femeii bătute. În curând vom auzi cum își amintește victima ziua incidentului, dar mai întâi să-l ascultăm pe feciorul ei, Victor. El se află acum peste hotare, așa că vom discuta cu el de la distanță. Victor, bună seara! Bună seara! Zi-mi, te rog, când mama ta a fost bătută, tu erai în țară? Da. Și cum ai aflat despre asta? Sora mea de-a Moscova m-a sunat și m-a întrebat dacă mama a fost la mama. Eu n-am fost vreo două zile. Și eu am zis că n-am fost. Nu știu ce-i cu dânsă, că era bolnavă. Zic că m-a zis că nu m-a mers la telefon. Bine. Și m-am dus. În ce stare ai găsit-o pe mama ta? Dar nu pot să mă lămuresc. În ce stare au fost fotografii, i-a arătat în ce stare. Spune-i evidența, eu o să arăt în ce stare. Nici pe ochi, nici pe buză, nici pe nici limba, în gură. El și format din sus, foarte jos, în nașul rup, tăt capul vână, tăt fața vână, tăt plină de sânge și părul tăt. Acum și-a mai revenit, Victor, mama ta? S-a mai revenit cu fosta, tânsa în urmă, că a fost o vorbit cu ea. Da? Gata. Am în ce a fost, bolnavă, dar pe care două săptămâni fac puncții la cap, îi face. Că e, ajutăm în stere, conștientul, de chic pe jos. Zi-mi, te rog, cum crezi, care ar fi fost motivul bătăii, Victor? Motivul între așa că a venit după mine, sora lui a spus la dirijoara lui mama mea în casă, el a venit să mă bat pe mine, nu pe mama mea. Dar a cicat mama mea, eu ce pot, ce a zis mama lui, de ce o să regardu? Eu nu știu, nu eram acolo, nu pot să l-am să zic lui dinsul nimic. Dar mama a zis că eu tras una, o tântă jos și mai mult nu țin nimic nică. Și-i rupt nasul, rupt tot, bătut-o, opcat-o tic și-o bătut-o cu față în plițele, trotuarele, plițele. Acum, în platoul nostru se află Alexandru. Eu știu că după acel incident voi nu ați vorbit. Poate acum vrei să-i spui ceva, el te aude. Eu vreau să-i spun așa, dacă nu-i vinovat, dacă nu-i vinovat, bravo lui. Dacă nu-i vinovat, să răspunde după lege. Atât e prost ce vreau să-i spun. Alexandru, poate tu vrei să-i spui ceva lui Victor acum. Ce să-i spun? Că eu cum puteți să mă duc, ce avem eu cu mama ta, să mă duc să o bat? Tu niciodată, dar scos-mă, te rog, eu nu vreau să știu ce grăiesc. Tu niciodată nu erai treaz. Da. Eu știu ce grăiesc. Dar tu erai treaz vreodată? După accident și ala... Eu nu vreau să vezi cu urâtă, înțelegi-mă corect. Eu tot nu vreau să vă... Eu din piscina ta am format mașina de 6.000-5.000, nu te-a prit cu nici vinovat, înțelegi? Dacă eu am fost vinovat, eu m-am zis, eu eram parul. Deși zici că din prijna mea, din prijna băuturii. Păi, din prijna ta, că tu, eu am zis că eu nu mă duc. Tu hai te rog. Cine s-a oprit și m-a luat pe mine? Cine s-a oprit și m-a luat pe mine? Eu pe tine te-am suit cu deasă la mașină, răspunde la întrebarea asta. Nu, noi ne-am dus să luăm tiucuri, să mă uit la tiucuri. Nu, dar eu te-am suit în mașină cu deasă la tiucuri la mine. Tu m-ai oprit că tu te-ai suit în mașină, să m-ai rugat. De ce tu pensat, mergi, ești eu? Tu ai spus vorbele astea, că m-am pus pe mine și pe mame, rușoacă mi-ai spus vorbele astea. Dacă ai spus pușca, suntem pușca, dar și n-am pușcă. Dar zi-mi, te rog, uite, mai devreme mama lui Alexandru a venit aici în platou și a zis că atunci când tu ai venit cu poliția să-l cauți pe Alexandru și să-l acuzi că ți-ar fi bătut mama, ea i-a amenințat pe toți, toată familia lui Alexandru, că vin și vă omor, așa, doamna Răisă? Da, dacă Sasha e vinovat, o bătut-o pe mama Victor, lui... Victor, ea i-a amenințat, tu a sunat vreo amenințare de genul ăsta din gura ta? Eu vreau să spun un lucru, era polițist cu mine, dacă el confirmă treaba asta... Apios vinovat. Dar ei pot spune de mine mult și mărunți, cum pot să adaug și eu de la multe. Vreau să mă controlați, să întrebați polițistul că era cu mine. Așa. Mai devreme, Victor Mocanu ne-a spus că prietenul lui, Alexandru Chistăul, i-a snopit în bătăi mama. Alexandru neagă acuzațiile și afirmă că, de fapt, Victor și-ar fi bătut mama. Noi am găsit doi săteni care mărturisesc împotriva uneia dintre cei doi bărbați. Atenție la ecran. Eu așa și i-am spus la polițistea că și m-a întrebat. Și el a întrebat și a întrebat între ești Victor Mocanu. Ia ca eu atâta știu, că Maxim Onici mi-a zis, mamă, ia ca eu m-a întrebat unde trăiești Victor Mocanu. Că când Maxim i-a fost rușine să ducă la cumătrea Nicuța să-i spui că unii i-au spus că trăiești vie, pe Iura lui Medeschi și pe Lucica tot a întrebat unde trăiește mama ori Victor Mocanu. Dar eu eram la magazin.
Și e băietanul și alu trecut în coașă și a întrebat de bărbat dacă nu-l lovesc pe Victor. Ăsta, alu Mocanu, Ana, băiet. Și el s-a dus și că de unde trăiești mama lui. Și bărbatul spus, știa că merge așa de vale, de vale și acolo azi întrei de cinevata pe unde să o iei cum se duce. Eu venim de la magazin, știa că mai încolo ea, cu nepoțelul de mână, mai încolo mă întâlnesc cu tânsul. Dar eu n-am tras atenție, pur și simplu eu mergeam cu nepoțelul și el a trecut și-o dat bună ziua și eu i-am răspuns și am mers mai departe. Că eu știu ce, trăgeam atenție și ce, dar nici prin cap. Dar asta era pe la vreo 3 și tot la 4, poate așa. Alexandru, cred că ți-ai dat seama că despre tine era vorba. Da. Și vreau să întreb... La audieri, ei ne-au zis că s-au întâlnit cu un om care ei nu l-au cunoscut. Dar moia că ne-a dat întrebări. Cine e femeia aceasta? Da. Ultima? Da. Dar moia ei spune cu mine, s-au întâlnit că ei nici nu mă văz niciodată în viață, că ei nici nu mă cunoște până atunci. Dar tu ai fost în sat în acea zi la doamna Mocanu? Nu. Nu ai fost în acel sat? Dar o căutai? Cine? Pe mama lui Victor, o căutai? Nu, n-am avut de pentru ce să o caut mama lui. Deci, până, uite, doi oameni diferiți spun că tu o căutai pe mama lui Victor. Nu, dar pentru ce n-am avut eu să o caut pe mama lui Victor. Poate ei așa vorbesc pentru ce să o caut. Pe Victor, da, poate să întrebat de dânsul, dar nu mă anunță o ce. Dar de ce să fie întrebat de Victor? Că el m-a sunat pe mine că să mă duc cu dânsul la audier la poliție. Și spun că tot țin că îl iertă, îl iertă. Ia că deși au fost chestiile. În această seară discutăm despre cazul lui Alexandru Chistol, de 34 de ani, din Obreja Veche. Bărbatul riscă 3 ani de pușcărie pentru că ar fi bătut cu cruzime o femeie în vârstă. Astăzi, în platoul nostru, Alexandru se jură că este nevinovat și a acceptat, ce-i drept cu ezitări, să treacă testul la detectorul de minciuni. Ce răspunsuri a dat în fața expertului poligraf, vedeți în curând. Până atunci, vă invit să ascultați mărturia Anei Mocanu, victima bătăii. Atenție la ecran! Și o mașină, până eu ajunge la poartă, o mașină a trecut, au trecut repede, chiar pe lângă gardul meu. Nu mă răspinge jocul drum, dar chiar pe lângă gardul meu. Când în urmă merge unul cu ochelari pe ochi, cu bridge îmbracat și cu curtcă, așa, cu mânica scurtcă, așa albă, parcă și cu niște stropituri. Și mă uit, dar el s-a dat așa umăr, s-a trecut de poarta mea și s-a dat sub gard la femeie. Asta este un liliac. Și s-o dat sub gard și face la ochelari așa, dar eu încă nu m-am mutat la poartă. Și s-o uitat și raz și dă ochelari în jos, de urmă mie, parcă foșcăiești ceva. Zic că poate când mă întorc, dar el e la spatele meu. Dar eu zic că el tot e cam negrișos, zic și cauți, ieși de ograda mea. Și când m-am șfăcat și când m-am trântit aici lângă ușa asta la sărai, și a început cucioare, primul cior, țin minte, și nu știu, stădeam pe urmă, am pierdut știința și nu mai țin minte nic. Când mi-a venit în șiri, era rășii, când mi-a curs sânge lângă mine și afară mă uite noapte. Ușa închisă la sărai, dau, nu mă pot nici așa, nici așa. Și acolo am șadut, culcat și un curs sânge. Singurică m-am târâit așa, în genunchi și pe mâini, și am luat un șervețel din garderob la mine jos și avem acolo și am luat un șervețel și l-am uiat în căldare cu apă și l-am pus la față. Din nas, din nas așa curge și mi-a dezbătut 7 dinți și mi-a rupt 7 coaste la față, așa s-a făcut să niște beșiși tăti cu apă, nu vedem cu ochii nică. Și acă de atunci m-a luat la spital și am stat în traumatologie 13 zile. Și când a treia oară mi-a arătat fotografia lui, uite că când mi s-a deschis tăt ochii și zic, iactă-vă! Alexandru, este îngrozitor ce povestește această femeie. E îngrozitor, dar aici spune că când i-a arătat eu, când am fost cu glugă, la audier, la poliție, spune una, dar mu spune și alta. Și că, nu și aici, la dosare, scris că 4 coaste. Au fost rupt, dar ei spune că 7 am ușit, zbătu 7 dinți. Eu vreau să spun așa, dacă pe dânsa au bătut-o pe data din 9 septembrie,
Victor s-a dus pe data de 10 și a găsit-o pe dânsa însângerată, bătută, strașnic. Deși nu a sunat la poliție, deși nu a sunat la scoraia, să vii s-o iei. Iată, puteți să-i adresați această întrebare lui Victor. Iei. Victor, cum i-ați răspunde, doamnei Raisa? Da, de ce n-ați sunat la poliție? La... 11 și el a sunat și a dus-o la spital. Eu n-am fost la mama, eu n-am știut ce-i cu dânsa. Eu am fost când mi-a sunat sora mea, v-am spus odată. Când am văzut ce-i cu mama, eu nu putem... E întrebați, numai că nu puteți să o întrebați acolo și ce-a descris în dosar. E plânge, nu puteți grăi, că nu putem poliția, că eu zis că ar s-o ușită definitiv. E nici nu mi-a spus cine. E nu mi-a spus cine, e nu știe de dat cine. Victor, spuneți-mi, vă rog, când v-am întrebat dacă îl credeți pe Alexandru vinovat sau nevinovat, ați zis că dacă nu e vinovat, bine, dacă e vinovat, să răspundă. Deci, totuși, îi dați niște șanse că poate nu el ar fi bătut-o pe mama dumneavoastră? Eu vă spun cum eu consider. Eu mă rog ca să nu fie el vinovat, să nu ajungă pe ușile cele. Dar, de exemplu, să admitem că nu este Alexandru, cine i-ar fi putut să-i facă un rău atât de mare mamei dumneavoastră? Cum credeți? Eu, dacă vreau să mă credeți, eu nici de Alexandru n-avem să știu că el e vinovat. Dar de altcineva eu nici n-am idee, nici nu-mi dă prin cap. Vă rog, ar fi alte persoane care ar vrea să răzbune prin intermediul mamei dumneavoastră? Pe dumneavoastră personal, poate aveți datorii față de alte persoane, terțe. Înțelegeți? Eu nu. Dar cu cei care ai făcut accident, Victor? Eu cred că nu. Nu cei care ai făcut accident, ai achitat sau? Am achitat mașina tăți strahocăle, m-am achitat moralul șerb, am bătit advocat cum trebuie cât mi-a spus la poliție. N-am cu nimeni nimic și nici nu s-a adresat de atunci, n-am avut niciun sunet și... Am înțeles, Victor, iar acum să-l auzim pe procurorul care instrumentează cazul. Atenție! Vă pot comunica cazul. A fost înregistrat, este pornită urmărire penală pe acest caz la moment. Cauza penală a fost expediată pentru examinare în instanță de judecată. Ședințe de judecată au loc la judecătorie Bălți cu sediu Fălești. Au fost dispuse, în principal, în special, expertizele medico-legale ce ține de aprecierea leziunilor corporale care au fost cauzate părțile tematice. În instanța de judecată au fost examinate toate probele care le-a prezentat acuzatorul de stat, care au stat la baza înaintării învinuirii și expedierii cauzei penale în instanța de judecată. Au fost expediat cauza penală pe două capete de acuzare pentru faptul că vinuita a cauzat leziuni corporale medii victimei de infracțiune prevăzută de articolul 152 și pentru violarea domiciliu articolul 179 cod penal al Republicii Moldova. Sancțiuni cât ține și de pedeapsă cu închisoare, cât ține și de pedeapsă cu amendă și muncă nerimată în folos comunității. Alexandru Chistol a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a-și dovedi nevinovăția. Haideți să vedem cum a decurs testarea. Atenție la ecran. Testul a început. Imediat cum a început testarea la detectorul de minciuni, Alexandru a fost copleșit de emoții. După o lungă discuție cu expertul poligraf, bărbatul a devenit mai încrezător. Sunteți vinovat în maltratarea lui Molcanu Ana din data de 9 septembrie 2019? Ce s-a produs la ea în curte? Nu. Sergiu Paraga spune că testarea nu a fost una complicată și a reușit să afle unde minte Alexandru și unde spune adevărul. În urmă convorbire pretestuale, Alexandru a discutat destul de deschis toată problema. Povestiți am anunțit totul ce a fost. S-au aflat anumite adevăruri despre care Alexandru nu a povestit. Vine și momentul când o să-ți anunț rezultatele acestei testări, dar mai întâi vreau să te întreb de ce ai ezitat atunci când ți-am propus testul. Deci nu l-ai acceptat din start să zici că uite, da, trec orice ca să demonstrez că nu sunt vinovat. Mie ce mi-a spus, n-am trecut niciodată, nu știu ce înseamnă asta, nu știu eu. Și ai crezut că îți facem o bubă și o să te doară? M-a lămurit și am trecut. Așa, deci practic nu aveai o reținere să treci acest test, doar că noi înțeles la început ce ți vom face. Da. Așa. A venit momentul să anunț rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care l-a trecut Alexandru.
Ți-au fost, Alexandru, adresate mai multe întrebări în cadrul acestui test. Pe noi ne-au interesat însă doar 4 dintre ele, pentru că sunt substanțiale în cazul tău. Și una dintre întrebări a sunat în felul următor. Ați planificat maltratarea Anei Mocanu din 9 septembrie 2019? Nu. Ai răspuns nu. Ai fost sincer. Da, am spus adevărul. A fost un adevăr. A doua întrebare. Până a vă învinui Victor Mocanu că ați bătut-o pe mama lui, v-ați întâlnit cu ea măcar o dată? Nu. Ai răspuns nu, în timpul testului. Concluzia la care a ajuns expertul poligraf a fost că tu ai mințit. Dar n-am avut eu unde să mă întâlnesc cu dânsă, eu niciodată n-am văzut-o. Testul arată altceva. Dar nu m-am întâlnit niciodată, eu nici nu știu cum e ce. Victor, poate dumneavoastră știți, ar fi văzut-o vreodată, Alexandru, pe mama dumneavoastră? Știa unde trăiește, ce face, cum arată? Tata meu a lucrat, tata lui la rachete și mama lui Tarăghin știi, mama mea știi Tarăghin, mama lui. Și el a văzut-o din 4 ori trimit pe Danu, iar mama mea nu era așa, imposibil că el să nu a văzut. Ia n-ascult tu, eu tiucuri de la mama ta de acasă am luat sau de la tine, din deal, de la casă. Nu tata tău ne-a dat tiucurile pe mama ta măcar în vestul? Eu am vestul între și mama ta? Eu ți-am spus așa cum este. Următoarea întrebare a sunat, din cadrul testului, a sunat în felul următor. Până a vă spune Victor Mocanu, ați știut că Ana Mocanu a fost bătută? Nu. Răspunsul a fost nu. Nu. Și de această dată ai mințit. Arată testul poligraf. Poate ai uitat ceva. Poate sau nu ai vrut să, da, să fii sincer. N-am știut de unde. Victor, când a venit atunci cu polițistul cealaltă, ne-a spus. Dar așa n-am știut. Nu am vorbit eu cu nimeni din partea asta. Ultima întrebare care ne-a interesat și este chiar cea mai importantă din tot testul a sunat în felul următor. Ați bătut-o pe Ana Mocanu în data de 9 septembrie 2019? Nu. Asta ai răspuns și în timpul testului? Da. Ai răspuns nu. Nu. Și concluzia poligrafului spune că tu ai spus un adevăr. Deci nu am făcut așa ceva. Dacă el nu a făcut treaba asta, eu mă bucur de asta, că el nu-i vinovat. Dacă nu fost așa care-i vinovat, atunci e problema a mamei și a polițiștilor. Dar eu nu pot să mă mint de om, fără că nu-i vinovat, znači nu-i vinovat, e vinovat, znači e vinovat. Asta este răspunsul meu. Circumstanțele sunt cumva foarte diferite. Nu știu partea acuzării ce probe are la dosar. Chiar nu știu și nu cunosc, faptul că avem o persoană în etate care a declarat tocmai peste 13 zile după ce și-a revenit și dacă a recunoscut sau nu și a identificat persoana, făptuitorul, adică învinuitul, inculpatul, corect sau nu, rămâne să stabilească deja instanța în cadrul unui proces, inclusiv și violarea de domiciliu. În caz că va fi persoana achitată, atunci în acest sens cred că va fi reluată urmărirea penală pentru a identifica într-adevăr inculpatul care a săvârșit această infracțiune. Din probele pe care le-am văzut și care au fost prezentate, mă abțin să, cel puțin eu, să mintemeiez o acuzare în acest sens. Am urmărit cu mare atenție, inclusiv expresia feței a tuturor eroilor noștri și pot să spun că îl înțeleg și pe Victor foarte bine, fiindcă este vorba de mama lui. Oricine pentru mama lui ar avea un sentiment că vrea să-și apere mama și vrea dreptate și se înțelege. Cu mare atenție am urmărit reacția mamei lui Alexandru, care pentru copilul ei se vede că, cât de mult are trăit și cât de mult s-a bucurat pentru rezultatul testului poligrafului. În același timp, eu nu aș lua ca probă de bază rezultatul testului poligrafului, deci organele competente, instanța de judecată o să spună punctul final, dacă ești sau nu ești vinovat, Alexandru.
Și aici justiția o să-și facă treaba. Cred eu că bine. Aici trebuie să te gândești tu foarte bine. În situația în care ești vinovat, tu singur ție, deci fiindcă această faptă este strigătoare la cer, este o monstruozitate. Și este vorba că cineva, nu se știe cine, dar dacă ești tu vinovat, în genunchi trebuie să ceri scuze acestei femei și în genunchi trebuie să ceri scuze lui Dumnezeu. Dar eu n-am făcut așa ceva. Iar dacă nu ești vinovat, prezumția nevinovăției există. Iar dacă nu ești vinovat, să lupți pentru dreptate și să demonstrezi că nu ești vinovat. Da. Da. În locul lui Alexandru, așa cum se vorbește, ar putea fi oricine. Faza că Alexandru nu ține minte unde a fost în momentul când a fost bătută mama lui Victor, asta e, eu consider că el nu are alibi, cum se spune, da, corect, și nu pot să spui așa ușor că nu țin minte unde am fost sau nu țin minte ce am făcut, pentru că în momente atât de complicate trebuie să știi concret unde ai fost și ce ai făcut, mai ales că ești acuzat atât de grav. Domnul Victor, dumneata trebuie să înțelegi că cineva, din cauza ta, cum recunoști, și a îndrăznit o să aducă pe mama ta în holul care ai văzut. Și atunci trebuie să-ți faci o imagine despre tine, cine ești matale. Și ce puteai să faci că să aduci pe o persoană în stare unde o să facă așa ceva din cauza ta cu mama ta. Dar legat de Alexandru, eu ca posibil pun partea că Alexandru poate să facă, dar asta nu e acuzație, Doamne ferește, și nu am treaba cu ceea ce spune da sau nu. Dar Alexandru, și tu trebuie să știi cât de infantil a fost relațiile voastre între tine și Victor, că v-ați comportat de a servi împreună, de a ieși, de a ruga să te ducă, să te aducă. O să ajungeți, nu puteți faceți un management a relației, că nu era capătul lumii, tot ceea ce era între voi, că el o să fugă de tine, tu o să cauți pe el și la urma urmei, o bătrână de genul mama lui, care este și mama noastră, o să pățească acum de culpă tă al cuiva, nu contează. Eu cred că este o chestie extrem de dificilă, este un dosar foarte dificil și dacă oamenii legi nu da dovadă de maturitate și la ei tot să trezească infantilismul care este predominat și actualmente și la Victor și la Alexandru, cu siguranță o să fie un dosar mult mai grea și nu știu cum o să fie rezolvată. Doamna ajute că cei care se ocupe cu dosarul o să dea un verdict corect și pe baza realități, nu altfel. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.